Ce? Nu pot să cred! Betty, Betty, ce s-a întâmplat? De ce ai fugit atât de repede? S-a întâmplat ceva rău? S-a întâmplat ceva rău? Eu mereu vin acolo unde se întâmplă ceva rău. Dragă vrăjitoare, poți să-mi zici, te rog, ce s-a întâmplat cu ficulicea mea, Betty? Imediat mă uit în oglinda mea magică. Oglinda mea magică vede toate faptele rele, dar despre Betty, el nu vede nimic. Și asta înseamnă că noi nu vom mai afla ce s-a întâmplat? Ba nu, asta înseamnă că s-a întâmplat ceva bun, dar din păcate, oglinda mea nu arată faptele bune. Oglinda mea magică vede toate faptele bune. Ce mă bucur că ai venit și tu, jină bună, poate măcar tu mă poți ajuta. Poți să-mi zici, te rog, ce s-a întâmplat cu Betty și de ce a fugit ea de acasă? Oglindă, oglinjoară, arată-ne, te rog, ce s-a întâmplat cu Betty și ce a văzut ea de a fugit atât de repede de acasă? Ce? Nu pot să cred! Wow, Betty a făcut 100.000 de abonați! De asta a fugit ea atât de bucuroasă de acasă! 100.000 de abonați? 100.000 de abonați? Felicitări, Betty! Mă bucur pentru tine! Felicitări, Betty! Felicitări, Betty!
ieri, pe 27 iulie, sora mea Laura a adunat 100.000 de abonați. Și astăzi și eu am adunat 100.000 de abonați. Mulțumesc tuturor din suflet care m-au susținut și s-au abonat la canalul meu de YouTube. Să știți că voi sunteți cei mai tari și eu vă iubesc enorm! 1, 2, 3!